cel existent prin sine însuși. În Ioan, capitolul 8, cu versetul 58, citim: Iisus le-a spus: adevărat, adevărat vă spun, mai înainte să fi fost Avram, eu sunt. Avram a învățat de la Dumnezeu cea mai mare lecție dată vreodată muritorilor. Rugăciunea lui, ca înainte de a muri, să-l poată vedea pe Hristos, a fost ascultată. L-a văzut pe Hristos, a văzut tot ce pot vedea muritorii și să trăiască. Prin consacrare deplină, el a fost în stare să înțeleagă viziunea despre Hristos ce a fost dată. I s-a arătat că, dându-l pe unicul său fiu spre a-i salva pe păcătoși de la ruina veșnică, Dumnezeu făcea un sacrificiu mai mare și mai minunat decât orice ar fi putut face oamenii vreodată. Experiența lui Avram a răspuns la întrebarea: cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de un de lemn? Să dau pentru, fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu. Mica 6, 6 și 7. Prin cuvintele lui Avram: fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. În Genesa 22 cu 8 găsim lucrul acesta scris. Și prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac, se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgân de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. Prin propria sa durere, Avram a ajuns în stare să contemple misiunea de sacrificare a Mântuitorului. Dar copiii lui Israel nu aveau să înțeleagă ceva ce era așa de inadecvat inimilor îngânfate. Cuvintele lui Hristos cu privire la Avram nu căpătau pentru ascultătorii lui nicio semnificație adâncă. Fariseii vedeau în ele numai un motiv de șicană. Ei au răspuns cu dispreț, ca și cum ar fi vrut să dovedească faptul că Iisus este fără minte. N-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? Cu solemnă demnitate, Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat vă spun, mai înainte să fi fost Avram, eu sunt. Tăcerea s-a așternut asupra vastei adunări. Numele lui Dumnezeu descoperit lui Moise pentru a exprima ideea prezenței veșnice fusese pretins de acest învățător galilean ca și când i-ar fi aparținut. El se anunțase ca cel existent prin sine însuși, cel ce fusese promis lui Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zile veșnice. Mica 5:2. Iisus vede nevoile noastre dinainte. El ne cunoaște pe fiecare în parte. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru că Tu m-ai iubit de la întemeierea lumii. Și îți mulțumesc că Tu mergi cu mine pe cale în orice încercare. Fii slăvit și lăudat!